calculul concret că spunea și acolo. Exact. Da, e destul de frumoasă problema. Un subiect de teză pe care l-aș da la o clasă. L-aș da, nu? Da, da, îmi place pentru că e cu mult calcul algebric și radical și raționalizări în final și toată povestea. 50 minute l-am da? De tot? Nu mai este mai mai o problemă. A mai fi o problemă da, în care de asta. Da. Poate la cealaltă prezident ce dimensiune are. Oricum, au fost, noi când am început subiectul, nu am început cu minim și maxim, acelea au fost direcția de zi. Da, nu era subiect. De unde a început lecția? De la cel mai mic număr între mai mare decât minus 12 supraare de 43. De acolo. Acolo trebuie pentru timp, acolo să mergi rapid. Să mergi mai repede. Cu modulul, a mers rapid, raționalizarea a mers rapid. Da. Așa și după aceea am determinat valorile lui X. Aici a fost din intervalul 1-6-6. Da, acolo a fost un timp de analiză, dar un elev care are experiență, faptul că din zept egal cu un cad din zept, de acolo se duce și eu. Da. Problema asta și a mai fi o problemă. Deci nu s-a încărcat. Eu aveam în amintire și elexului. Da. Dar nu s-a încărcat subiectul. Ăsta, dacă tu bântui aici și nu vezi de acolo, te duci repede așa, te duci așa, ai șansa asta. Vădumânii pe HBF și vezi triunghiul de tunghice și vreau. Ea are și geometrie suficientă. Aia. Pentru că, pentru realitatea asta, te trimit la triunghiul ăsta să fie dreptunghi. N-ai văzut de acolo la care să duci să mergi foarte repede, mai tu ocupă-te și fă tu chestia asta. Triunghiul de tunghice acolo, unde e în F și în E, deci merge și calculul, da. Și problema asta era faptul de coplanare, gen, centru de greutate. Ia să vedem ce spui. Nu mai poți. La gândul că e o clasă de la mediul sus aproape și spre care subiecte, să spunem, care să se adreseze majorității și le luam și chestiuni de finețe. Deci, punctul, problema asta, iată că s-ar încadra în partea de sus a clasei. Exact. Da, în partea de sus a grupului. Exact. Pentru că și testarea unde care din mici sunt buni, nu e treaba simplă. Sigur că acolo la ecuația aceea aveai șansa să faci pe frate gradul 2 cu el, dar puteai să faci așa că ți-ai X-ului 2, că a fost la un cea, că oricum mă ducea să faci, dar tu ai mers, a fost ecuația X pătrat, minus 6, minus 8, el lui X, da? Minus 8, el X. Asta a avut noi. Șansa e da. Tu te duci cu pătrată, trebuie să două pătrate și găsi cele două soluții. Deci eu aș fi făcut așa, cum mi s-a făcut și treaba asta, de să ai dat cu B pătrat. Minus 4 la C. Egal cu A ori 64 ori pătrat. 64 ori pătrat și tu de X. E deu, da? Minus 4 ori 6. Și nu este asta, o zic. Și nu, da. Da, da, da. Egal cu 0. Vine 4, 6, 24, ce? 24, el pătrat. Face 40, el pătrat. Și atunci x-ul 2, egal cu minus b, adică 8 el, plus sau minus radical din 40, el pătrat, supra 2. Și egal cu, se vede, sunt 4, 4, 4 de care se luăm capul la altă parte, și în deci, și în patru, pe lângă 2 plus minus radical din 10, da? Totul supra 2, și deci vreau să face 2D pe lângă 2 plus minus radical din 10.
Isumul 2, da. Isumul 2. Adică isumul, da, e egal cu... dacă nu înțeles la apoi, vine 4. 4 L. 4 plus... plus, lasă-l, lasă, 4 plus 4 radical din 10. 4 plus, dacă mulțiți, a zis, plus 2 radical din 10 atunci. 4 plus 2 radical din 10. L, da. Și x2 egal cu 4, minus 2 radical din 10. L. L. Nu, ce L am găsit? L, pentru 4 plus radical din 10. Dar de ce am minus 2, 2 radical din 10? Mai vedem o dată. Mai vedem ce am greșit, nu? Da. Deci x1, 2 este egal cu 8 L. 4, da, da, domnul profesor, de acolo iese 4 L pătrat, adică iese 2 L. Deci 4 L, 2 L aici. 2 L. Așa. Și în față aici iese 2 L. 2 L. Și vine... Și acolo avem 4. 4. Așa, aici. Așa, aici. Și 2 cu 2. 2 cu 2. Și atunci vine L, 2, L pe L, de 4. Așa. 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 Acum mai doar. Și acum X1 va fi. Deci X1 este L pe lângă. X1 egal cu 4 plus radical din 10. Ori L. Și X2 egal cu 4 minus radical din 10. Ori L. Și acum analizăm, tot trebuie să analizăm. Neapărat, fără să analizăm, nu se discute. Dar vreau să spun că ar mai și mai repede decât pătratul perfect, diferit de da, pătrat. Da, da. Deci afară celor două rădăcini. Cu delta, e în fund de delta ăsta, dar delta rezolvă. Până la urmă, acolo se vor duce, cred. Da, acuși, acuși, da. Ei zic încă nu au învățat, doar li s-au zis așa. Între ele, întreagă. Da. Încă nu au, ei n-au stat să lucreze cu delta. Da. Probabil că o să mai discutăm într-una din lecții. Vezi cum se... Nu, să facem noaptea. Acum și lasă și tu, lasă și la mijloc. Da, o să faci. Și faci egal de 2 și cât de cine aflate și... Delta, dacă e posibil, are de cine aflate. Exact, și o să lucrați numai cu delta. Da, pentru că formarea pătratului perfect de fiecare dată presupune niște artificii de lucru. Și nu doar și nu stai să faci artificii, te-i dai de mine cu delta și găsești exact, cine. Exact. Da? Deci așa. Eu lucram la greca. Așa, asta e, da. Oricum, de rezolvare, face la 2, formarea pătratului perfect e invers, va fi. Nu te va mai fi la îndemână să lucreze pătratul perfect, diferențe de pătrate, ci să vor gândi tot de fiecare dată cu delta, cu delta, exact așa lucram. Nu mai stai pe gânduri exact. Să vezi cine aveți și ce câștigi deodată. Deci merge cu mai multe. Da. Dar asta când se conving, când da, da. Negeșiți, vor face antrenament. Da. În concluzie, a fost un subiect frumos și l-am gândit bine până aici. Urmează să vedem. Mai avem o problemă, da. Fac un mini sintetă pentru da. Un profesor, am lucrat valoarea maximă și minimă a unei expresii. Da. Începem cu asta, că așa a fost. Așa, 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 sigur. Deci, e de x, dacă o vreau așa, de formă, ax pătrat plus bx plus c. Așa o fost de x. Da. În final, acolo am da, 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 da. Și s-a pus problema max, respectiv min, min de e x. Maximul și minimul da, sau minimul de x. Sinteza. Ca să scrie sinteza ca să... Da, da, ca să știi ce facem aici. Da. Deci sinteza ori. Maxim și minimul de x. Deci facem... x, da? Maxim da. Și minimul de x. Facem acut cel mai mare număr între mai mare decât... Ce scrie? Cel mai mare număr întreg, mai, mai mare decât și... Minus 12 supra radical. Cel mai mare între... Cel mai mic număr cel mai mic între mai mare decât cel mai mare dintre cei mai mici. Da. Minimul și maximul dintr-un șir de numere practic este acolo, care se află în dreapta sau în stânga. N-aș putea fi... Bun, dar facem așa. Rezultatul calculului cu modul, modul. Deci, modul, da. Raționalizarea. Modul. Raționalizarea. Nu-i modul. Îi din
intervale? Da, pe n-am avut X, era în intervalul de 6-6 și am aflat E de X, adică X de 2 supra 3 din Z. Așa, intervale. Aflarea lui X într-un interval sau cum? Da, intervale, apoi X, deci 2X, o fracție, o fracție devine număr întreg, că da. Fracția a da. Fracția este număr întreg. Adică când am un număr egal, fracția cu un cap care este da, 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 da. Ecuații, au fost ecuații, da, da, da. Ecuații. Ecuații de grad 1. Și din gradul 2, uite, nu vă și grad 2, da. Cub. Cubul. Plan paralel. Plane paralel. Plane paralel. Plane. Rapoarte. Paralele. Apoi rapoarte. Acolo. Diagonala cubului. Da, diagonala cubului. Formul de calcul prescurtat. De calcul prescurtat. Și apoi operații cu numere reale. Raționalizări cu radical. Operații. Operații cu numere reale. Plan, dreaptă perpendiculară de un plan. Da, corect. Dreaptă perpendiculară cu la pe un plan. Am fost acolo în momentul acela când am arătat că prin greșesc de rândice. Da. Dar astea au fost lucrurile atinse. La revedere, uitați la Ișișem. S-a luat acolo cum mai. Sigur și... Deci, domnul profesor nu mai obosește niciodată. Mai copii obosesc. Poți. Poți în lungă așa. Vrea Dumnezeu să dea puterea să... Putere să vă dea Dumnezeu, domnul profesor, că copiii au nevoie. De muncă e de nou. La revedere!